Bun găsit la știrile de la Făgăraș, sunt Ionela Onițiu. Pâinea neagră este în vizorul inspectorilor DSP, după ce s-a dovedit că unii producători folosesc făină albă pe care o colorează cu aditivi nesănătoși. Pentru a o vinde drept pâine neagră, s-a declanșat o acțiune de control la nivel național. După verificările efectuate până acum la firmele de panificație din Făgăraș și zonă, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au concluzionat că putem mânca liniștiți pâine de Făgăraș, deoarece unitățile de panificație din zona noastră nu folosesc aditivi alimentari. Direcția de Sănătate Publică din Făgăraș a început campania de verificare a tuturor unităților producătoare de pâine și produse de panificație din zona noastră. În vizor este luată pâinea neagră la care se determină materia primă folosită, dar și identificarea aditivilor dăunători utilizați la producerea acestui aliment de bază. Până acum s-a concluzionat că temutele EUR nu există în pâinea produsă în zona Făgărașului. Scopul acestui control instituit de Direcția de Control din Ministerul Sănătății este de a identifica aditivii nepermiși care se introduc în produsele de panificație și în special coloranții. S-a constatat la nivel național că pâinea care există în magazine, în hipermarketuri, este contrafăcută, în sensul că este făcută pâinea neagră special din făină albă cu colorant alimentar. Vreau să specific că în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății 438/2002, în pâine și produse de panificație nu se admit coloranți alimentari. Deocamdată, reprezentanții DSP nu au depistat nereguli grave, dar au sesizat câteva neajunsuri. Singurele deficiențe care au fost identificate în aceste unități se referă la etichetarea pâinii și produselor de panificație, în sensul că nu este conform hotărârii de guvern 106/2002, nu sunt trecute toate ingredientele care se regăsesc în produsul finit, ingredientele care sunt în materiile prime identificate de noi. Cum ne putem feri de alimentele care conțin EUR ce ne pun sănătatea în pericol? Trebuie să citim cu atenție ingredientele afișate pe ambalaj. Consumatorul de rând trebuie să citească eticheta oricărui produs alimentar. Dacă citim eticheta, noi constatăm acele EUR de care vorbește toată lumea. Prezența EUR-urilor care trebuie să fie inscripționate pe etichetă sunt EUR permise și în produsele de pâine. Și de aceea consumatorul trebuie să știe dacă mănâncă o pâine cu aditivi alimentari sau fără aditivi alimentari și trebuie să aleagă ce produs consumă. Acțiunea Direcției de Sănătate Publică se încheie luni 14 noiembrie. Toate cele 12 unități de panificație din Făgăraș, Victoria și zonele arondate sunt luate la control. După centralizarea datelor din teren, informațiile sunt transmise direct către Ministerul Sănătății pentru evaluare. O nouă carte a scriitorului făgărășan Cornel Teule a văzut de curând lumina tiparului. Autorul pasionat de teatru, dar și de filozofia lui Cioran, a îmbinat cele două elemente cu multă maestrie într-o trilogie dramaturgică, Cioran, tragedii prevăzute. Cartea a fost lansată la Alba Iulia în cadrul unui festival internațional de teatru. Cartea cu titlul Cioran, tragedii prevăzute, scrisă de profesorul făgărășan Cornel Teule, a văzut lumina tiparului în urmă cu o lună. Cele trei piese de teatru cuprinse în paginile volumului îl au ca personaj principal pe Emil Cioran, iar două dintre acestea sunt un elogiu adus scriitorului din Rășinari. Consider că am ajuns totuși la o formulă optimă din punct de vedere estetic de a-l prezenta pe Cioran. Fără îndoială, nu este un lucru ușor să scrii despre Cioran în formă dramatică, în teatru, pentru că n-ai cum să-i pui în gură ca personaj, vreau să spun, alte replici decât ceea ce a spus el. Profesorul făgărășan spune că a lucrat mult la scrierea cărții și asta pentru că toate replicile lui Cioran din cele trei piese de teatru sunt extrase din cărțile marelui scriitor. Astfel, volumul Cioran, tragedii prevăzute, este rezultatul unei munci de cercetare care s-a întins pe o perioadă de numai puțin de 10 ani. Am încercat să exploatez, valorific informația. Pe de o parte, pe de altă parte, spiritul lui Cioran, acel spirit de revoltă, care a mers de multe ori până la negativism, până la nihilism, unul sigur nu atât de radical precum a fost al lui Nietzsche, de exemplu, unul dintre maestrii lui Cioran.
Lansarea cărții a avut loc la Alba Iulia în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Povești. Cartea a avut priză de la publicul prezent aici, astfel că s-au epuizat toate exemplarele aduse pentru lansare de către reprezentanții editurii. Partea care m-a bucurat cel mai mult a fost prezența tinerilor în sală. Cu greu am scăpat de întrebările lor, din mijlocul lor. Cartea urmează să fie lansată și la Brașov, iar apoi la Galați. Autorul promite că volumul va fi prezentat și publicului făgărășan iubitor de teatru. Cornel Teulea nu este la prima apariție editorială. Acesta este cunoscut cititorilor în urma publicării altor 4 cărți. La început Roșu, Galben și Albastru, apoi Roșu și la urmă Gri, Omul fără memorie și Damnații, care au fost premiate de Uniunea Scriitorilor Români. Colegiul Tehnic Aurel Vijoli și-a ales aseară cei mai frumoși boboci. Ioana Rogoz și Alexandru Moraru au primit titlurile de Miss și Mister Boboc 2011. Organizatorii evenimentului au ales să se distreze în propriul decor, așa că balul s-a desfășurat la cantina liceului, alături de zeci de spectatori. Spectacol de zile mari la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli, unde liceenii au petrecut ca la carte. Aseară au fost desemnați cei mai frumoși boboși din generația care tocmai a pășit pe porțile școlii. Organizatorii au luat decizia ca balul să se desfășoare la cantina liceului. În acest fel au putut determina publicul spectator să participe activ la anumite momente ale show-ului. Invitații au avut parte și de surprize culinare. Pe mese îi așteptau fructe și mici gustări. Toate acestea se întâmplau în timp ce aspiranții la titlurile de Miss și Mister Boboc se întreceau în cadrul probelor special concepute pentru concurenți. Avem onoarea să vă prezentăm mare bal mare, balul bobocilor la Colegiul Aurel Vijoli! Ce întrebare? Spectacolul s-a desfășurat sub motoul Toți vijolenii au talent, iar participanții cât și organizatorii au ținut să nu dezmintă acest slogan. Balul desfășurat ieri de elevii de la Colegiul Vijoli a încheiat seria evenimentelor de la Făgăraș dedicate bobocilor în acest an școlar. Handbaliștii făgărășeni rămân pe locuri fruntașe. Atât juniorii de la clubul sportiv, cât și cei din echipa orașului HCM se mențin în top. După toate meciurile disputate până acum, jucătorii categoriei junior 1 se află pe prima poziție în clasamentul general. Nici handbaliștii de la HCM nu se lasă mai prejos și adună în palmares victorie după victorie. În acest sfârșit de săptămână, echipele făgărășene joacă acasă, iar suporterii sunt așteptați în sala de la Radu Negru, acolo unde se susțin meciurile. Rezultatele tot mai bune pe care le-au obținut handbaliștii făgărășeni în competiții de-a lungul timpului i-au determinat pe antrenor să înscrie anul acesta mai multe echipe în campionatele naționale. Astfel, clubul sportiv școlar este reprezentat în competiții de 8 loturi. După toate meciurile disputate până acum, antrenorii se declară mulțumiți de jocul sportivilor. Suntem acoperiți pe toate categoriile de vârstă. Este o noutate în ceea ce ne privește la clubul sportiv școlar. Niciodată n-am reușit să înscriem atât de multe echipe în competiție. După cum s-au desfășurat ostilitățile până acum, o parte dintre echipe au reușit să-și îndeplinească obiectivele. Mă refer la juniorii 1, care sunt pe locul 1 în campionat, la juniorii 3, care sunt pe locul 2, junioarele 2 și 3, care la fel sunt aproape calificate în etapele superioare ale campionatului. Nici handbaliștii de la HCM Făgăraș nu se lasă mai prejos. Din cele 6 meciuri disputate până acum, echipa s-a întors acasă cu 5 victorii. Astfel, jucătorii se clasează în continuare pe locul 1 în clasament. Suntem pe locul 1 după primele 6 etape, cu 5 victorii și o singură înfrângere la Baia Mare cu Minaur Baia Mare. Este bine, zic eu, este loc și de mai bine și la echipa mare, dar
sperăm totuși și acolo într-o calificare, poate chiar în barajul de promovare în ligă, cu toate că avem o serie foarte echilibrată, foarte grea, cu 5 echipe care vor să ajungă pe primele două locuri. Sâmbătă la ora 11 în sala de sport a Colegiului Național Radu Negru intră pe teren jucătorii categoriei 1, care întâlnesc echipa brașoveană a liceului cu program sportiv. Duminică este rândul sportivilor de la Handball Club Municipal Făgăraș, care de la ora 12 joacă în compania echipei CSM Sfântul Gheorghe. Acestea au fost principalele informații, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!